Drumarii de la Urbis profită de vremea bună și lucrează din plin. Poate că încă nu și-au găsit ritmul cel mai bun, dar rezultatele muncilor devin vizibile pe zi ce trece. Trebuie să ne adaptăm la vreme. A fost vremea cât a fost, dar am lucrat și în perioada asta mai nepotrivită din punct de vedere meteorologic, ca să zic așa, la lucrări de pregătire și acum am intrat la asfaltare mai masiv. Riveranii de pe Pompilu Ștefu sunt mulțumiți că strada lor este aproape finalizată și că nu mai este decât puțin de lucru la un colț. De asemenea, primul tronson de pe strada Oltului a fost asfaltat. Pe primul tronson între stadionul și rond e montată bordură nouă și turnat asfaltul pe carosabil. Urmează acum frezarea rondului, urmând ca apoi să-l asfaltăm și în continuare să continuăm, în special în prima parte, cu partea carosabilă până spre Transilvania. Am văzut că și trotuarele de aici, primul tronson, sunt pregătite, nu? În mare parte, da. Urmând a fi atacate ulterior. Simultan, în mai multe zone din oraș, alte echipe de la Urbis se ocupă de plombarea numeroselor gropi din carosabilul vechi, de vopsirea trecerilor de pietoni sau de finalizarea parcării de pe strada paltinilor din Micro 14.